Conducerea Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământ Neamț este nemulțumită de faptul că în România nu s-a respectat legea și nu s-a alocat domeniului 6% din PIB, ce a primit doar firimituri bugetare. Cauza este calculul greșit al costului standard per elev. Niciun guvern până acum nu a alocat acel minim de 6% din produsul intern brut. Fiecare a dat cât a putut, adică niște cât firme... A vrut. Cât a vrut. Corect. M-a alocat, cum îmi place să zic, niște firimituri bugetare și sistemului de învățământ ca să nu moară de tot. Acum, de ce este atât de importantă o finanțare corectă pentru sistemul de învățământ? În primul rând, este vorba despre un calcul corect pentru costul standard pe LRF. Acest cost standard, o spunem de ani de zile, nu este corect, deoarece nu ține cont de realitățile din fiecare unitate școlară. Consecința unei alocări bugetare necorespunzătoare este cea legată de faptul că extrem de multe școli din județ au rămas fără bani de salarii pentru ultimele două luni ale anului. Începând de pre luna septembrie, începem octombrie, începem să vedem că banii nu mai ajung pentru salarii. Păi, și există și există. Este pericolul de a rămâne pe sfârșitul anului. Suntem acum în octombrie. Octombrie. Ce vreau să vă spun? Ultimele două luni să fie bani de salarii. De ani de zile am avut parte de astfel de frământări și este nedrept. Adică tu te duci și îți faci datoria, dar nu ești sigur că îți vei primi plata corespunzătoare. Unele unități școlare au avut probleme chiar în luna august și în sfârșit s-a intervenit acolo și s-au mai rezolvat la Ruginoasa, de exemplu, școala Ruginoasa. În școlile rămase fără fonduri pentru salarii s-au făcut demersuri către conducerile acestora și cele ale primăriilor, prin intermediul cărora se primesc salariile pentru transferul de fonduri din trimestrul 4 în 3, în vederea rezolvării pentru moment a situației. Lucrurile sunt însă rezolvate doar pentru moment și doar o suplimentare a fondurilor la o eventuală rectificare bugetară va putea rezolva problema.